colegii mei fac diferite glume care mie mi se par indecente. Ei spun că eu sunt prea sensibilă. Care este totuși diferența între glumă și hărțuire sexuală? Este normal să mă simt vulnerabilă din cauza unor glume? Este normal să te simți vulnerabil din cauza unor glume. Pentru că glumele, în general, nu sunt doar lucruri bine intenționate. De multe ori, glumele sunt lucruri și rău intenționate, răutăcioase. Și uneori, noi putem să fim afectați de ce oamenii prezintă ca și glumă sau cum oamenii glumesc. Cel mai probabil că acest lucru îl observi și tu la tine și nu ești pe deplin mulțumit de el. De altfel, nu mi-aș putea explica de ce te deranjează. Poate dacă, cu excepția când asta se face în mod repetat, intenționat, în fața celorlalți, atunci probabil asta deja nu este tocmai o glumă, ci este o acțiune intenționată pe care noi de multe ori o numim hărțuire și scopul acesteia este să te umilească sau să te facă să te simți umilit și să arăți lucrul ăsta în fața celorlalți colegi. Asta se numește hărțuire. Astfel nu se poate, Andrei e agresiv cu tine. Ține minte, fată, violența nu se iartă nici cum și niciodată. Pentru ca să nu cazi pradă atât de ușor glumelor la adresa ta, este important să te preocupi mai mult de ceea ce înseamnă crederea în forțele proprii. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că, hai să ne gândim altfel. Oare există o posibilitate ca toată lumea, toți oamenii, în toate situațiile, tot timpul, să vorbească cu tine în așa fel, încât nimic niciodată să nu te deranjeze? Este puțin probabil. Dar ce înseamnă asta? Asta nu înseamnă să rabzi atunci când suferi. Asta nu înseamnă să apleci capul jos atunci când te deranjează. Ci asta înseamnă atunci când se întâmplă ceva, să spui foarte clar și ferm, iar ferm înseamnă să fii atent la vocea cu care tu o faci, că te deranjează și nu creezi o glumă potrivită la adresa ta. Iar dacă lucrurile continuă, atunci să te îndepărtezi de acolo. Adică să pleci din locul sau din relația în care asta se întâmplă. Și dacă ei țin la relația cu tine, atunci ei fie și cer iertare, fie și exprimă scuzele sau părerea de rău pentru că te-ai deranjat și nu se mai schimbă. Iar dacă nu fac asta, probabil că ei nu au avut intenția să fie prieteni buni cu tine. Și probabil ei te hărțuiesc. Și atunci aceste persoane trebuie evitate sau raportate. Sunt influencerul vieții mele, decid sănătos sau protitele rele. Ce mi s-a întâmplat tot mi-am asumat. Sunt informat, protejat, decid smart. Sunt influencerul vieții mele, responsabilă, ocrotitele rele. Ce mi s-a întâmplat tot mi-am asumat. Sunt informat, protejat, decid smart.